AJO FM Hunedoara, în parteneriat cu penitenciarul Deva, organizează pe data de 26 iulie, la sediul Instituției Județene din Deva, bursa locurilor de muncă pentru persoanele lipsite de libertate din județul Hunedoara, aflate în custodia penitenciarului Deva. După bursele organizate în sprijinul persoanelor cu dizabilități și a celor din medii vulnerabile, această nouă bursă a locurilor de muncă reprezintă un pas important spre reintegrarea socioprofesională a persoanelor private de libertate. Fiecare individ merită o nouă șansă, iar prin accesul la oportunități de angajare se poate contribui la reducerea recidivei și la crearea unei comunități mai sigure. Evenimentul se adresează persoanelor private de libertate care se găsesc la penitenciarul din Deva. Ne-am gândit împreună cu penitenciarul din Deva să încheiem un parteneriat pentru a oferi facilitatea aceasta persoanelor care se apropie de eliberare sau care au drept la muncă, penitenciarul fiind cu regim semideschis. Și credem noi că este de bun augur să aducem la aceeași masă angajatorii și persoanele care sunt în evidențele penitenciarului din Deva. Evenimentul va fi organizat pe data aceasta la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Deva, în sala de la parter. Până în acest moment, din ce știu, sunt vreo 50 de persoane în evidențele penitenciarului care au domiciliul în județul Hunedoara, din care vreo jumătate, 25-30 de persoane sunt cu domiciliul în Deva. Avem deja 10-12 angajatori care vor să participe la acest eveniment, oferă locuri de muncă pentru această categorie de persoane. Colegiile noastre, consilierele de informare în carieră, vor discuta persoanele care participă și vor pune la curent cu cerințele cu cerințe muncii, vor ajuta să învețe să-și întocmească un CV, o scrisoare de intenție. Știu că va fi un eveniment bun pentru aceste persoane și urmărim să creștem șansele acestor persoane pentru reintegrarea pe piața muncii și, bineînțeles, să reușească să-și câștige un venit stabil după eliberare. AJO FM Hunedoara invită angajatorii interesați să se alăture acestui demers și să contribuie la succesul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.